Actual aveți această dispută cu noul PNL format din liberal și democrat liberal pe tema codului fiscal. Acolo, într-adevăr, sunt câteva măsuri bune pe care am văzut că toată Consiliul Investitorilor Străini da, și nu numai... Da, 47 de profesori da, astăzi. Da, am înțeles. Dar, pe de altă parte, argumentele celorlalți sunt, dumne, măsurile sunt bune. Problema e că creați o gaură mult prea mare la buget, o gaură pe care nu știți de unde să o acoperiți. O gaură care se va rostogoli și în 2-3 ani ajungem în situația Greciei. Pentru că aici, dacă vreți, se duce disputa. Nu cred că nici liberalii nu-și mai neagă. Au avut acea situație, într-adevăr, ciudată cu votul dat în Camera Deputaților, nu în Senat. 85 din 86 prezenți. Și într-un fel sau altul trebuie să fie consecvenți cu ceea ce au votat atunci. Însă... Așa sperăm. Cel puțin așa ar fi normal. Dar argumentul celor care sunt împotriva promulgării codului fiscal vine tocmai din acest deficit excesiv pe care îl văd, dom'le, Ponta nu face altceva decât ia niște măsuri, pe de o parte scade niște taxe și impozite, pe de altă parte mărește salarii, pensii și așa mai departe și nu face, când creează o gaură pe care după aia altcineva va trebui să o gestioneze, 2016-2017. Domnul Andronic, păi dacă nu acum, în momentul în care România se află pe creștere economică, pe excedent bugetar, și numai noi și Germania suntem în momentul de față în Uniunea Europeană pe excedent bugetar. Păi când avem posibilitatea să transferăm bunăstarea sau beneficiile creșterii economice în buzunarul românilor, când se face? Eu cred că aici e vorba de o politică noi vrem să introducem întotdeauna am fost prudenți. Ai o recoltă bună într-un an, nu înseamnă că o să ai recolte bune tot anul. Păi, domnul Andronic, tot avem recolte bune de 3 ani și jumătate. Eu cred că trebuie să schimbăm puțin abordarea și filozofia și lucrul acesta îl spun de fiecare dată. Haideți să avem încredere în instrumentele economiei de piață. Codul fiscal este doar un instrument. E doar Bun, un instrument. Am înțeles, dar pe de altă parte vorbim de o măsură majoră. Vreau să ies niște măsuri foarte bune. Reducerea fiscalității va ajuta la dezvoltare necondiționat. Ori dezvoltarea înseamnă mai mulți bani, ceea ce ne dă în continuare predictibilitate și stabilitate în luarea măsurilor în continuare de a dirija această bunăstare. Vreau să ieșim din abordarea contabilă. Măsura X costă 3 lei, măsura Y costă 7 lei și trebuie să trecem de la această abordare contabilă la o viziune macro care să dea încredere mecanismelor de piață, pentru că în România avem economie de piață și trebuie să schimbăm această filozofie și acolo și sunt extrem de liberal ceea ce spuneți. Deci problema nu e dacă codul fiscal e da, bun. Da, dar numai cum noi ne gândim imediat la impactul social, ori impactul social se va vedea, poate nu se vede atât de bine în momentul de față sau atât de mult în buzunarul cetățeanului, dar se va resimți în curând. Gândiți-vă că în reducerea TVA-ului la alimente și am făcut calcule cât înseamnă pentru o familie cu venituri mici, medii, pensionari, la fel, economii de aproape 25% în bugetul familiei respective, pe medie, să spun așa. Sigur că rezultatele nu se pot vedea imediat, se văd în timp, dar tot mediul de afaceri, analiștii economici, susțin toate aceste măsuri. Păi. Sigur că există un studiu făcut și o analiză făcută de către Ministerul de Finanțe. Am participat împreună cu... că cei de la Banca Națională nu sunt de acord. Eu nu am înțeles că cei de la Banca Națională l-am auzit sunt de acord. Domnul Muguri Sărescu și cred că l-ați auzit și noastră, fiind sceptic în privința rezultatelor pozitive de care vorbeați. O să mai existe probabil consultări, da, eu nu l-am auzit, aici poate să răspundă cel mai bine domnul ministru Teodorovici. Ce pot să vă spun este că la întâlnirile pe care le-am avut cu instituțiile financiare internaționale, în primul rând Comisia Europeană, apoi Fondul Monetar Internațional, sigur Banca Mondială, toți trei de față, este prima oară, și au spus-o și ei, când România are o creștere economică mai mult decât sustenabilă.
au spus o creștere economică sănătoasă. Sigur că există grupuri de lucru în continuare, cum există grupuri de lucru și pe legea salarizării, în așa fel încât să ne încadrăm în obiectivele fiscale. Intrăm imediat și în aceste subiecte legate de modul cum urmează să fie cheltuit. Nu, dar nu vreau să fiu sceptic. Codul fiscal este un instrument care ajută la dezvoltare. La Ecofin, ce s-a întâmplat? Au fost de acord sau nu? La Ecofin nu a existat niciun fel de oponență. La Ecofin, mesajul care s-a dat, deci niciunul dintre miniștrii de finanțe, niciunul dintre miniștrii de finanțe nu a spus nimic și nu s-a opus. Mesajul care a venit din partea vicepreședintelui Comisiei Europene a fost acela de prudență. Oricând România pe fiscalitate nu a avut prudență începând cu 2012. Eu cred că am dat dovadă în permanență de prudență și toate măsurile au fost luate în consultare permanentă cu mediul de afaceri. Mediul de afaceri știți bine că dorește acest cod fiscal. Nu, cred că România nimeni nu trebuie să devină un pol de investiții. Putem să atragem mai ales în contextul în care în momentul de față există o problemă în zona euro cu Grecia. Unde să se ducă toate acele companii? Având o fiscalitate redusă, și cred că lucrul acesta trebuie să fie mult promovat prin toate ambasadele noastre, prin toți consilierii noștri economici, să se știe că în România există această reducere a fiscalității. Deci vorbim aproape de un paradis fiscal, îmi spuneți. Nu vorbim de un paradis fiscal, dar vorbim de o șansă reală a României de a se dezvolta și de a atrage mai multe investiții spre ei.